Băi, oameni buni, am descoperit pe Wikipedia cu poză ceea ce este șopârla mea. Dacă o pot numi șopârlă. Deci aveți aici imagini cât de cât decente că fac curățenie, iar aia e hrana. Niște gândaci de bucătărie care vreau să-i dau de mâncare. Deci o să-i fac curățenie, nu o să vă filmez și o să vă arăt vouă cum fac curățenia respectivă, dar o să dau pe pauză și după aceea o să vă mai explic anumite chestii pe parcurs ce pun. Deci am așezat cât de cât toate chestiile, mai am să-i pun apa aici în colț. Și să sperăm că n-am stresat-o foarte tare. Deci se numește șopârliță de frunzar. Este din zona Deltei Dunării, parcă puțin în zona Muntenii, din ce m-am documentat așa științific, nu știu să vă zic cum se numește, pentru că are un nume foarte ciudățel. Cred că a fost descoperit-o prin 1800 și ceva, un pic, de către un ungur, maghiar, ceva de gen. Așa, bun. Deci știți, am găsit-o în curte, semi-amorțită, cu picior din spate lovit. Își lasă coada foarte ușor. De aceea când am făcut curățenie la ea, am transferat-o în borcanul acesta ușor, după care s-a speriat. Și am lăsat-o și acum stă în colț acolo speriată, nu știu cum să o liniștesc mai repede. A început să mănânce viermi de la pescărie, luat momeală vie, după care nu știu ce s-a întâmplat, vreo aia au crescut viermi, nu a mai vrut să mai mănânce, au murit un asta prin cușculiță, prin mini terariu. I-am dat muște, muștele mănâncă foarte bine, foarte mișto, îi plac. Și în momentul de față i-am dat săracuța ce speriate, bate inima la ea. Am reușit să și pun mâna pe ea ușurel, așa foarte finuț, am atins-o pe cap și pe mijloc. Da, mai fraților. Și deci m-am ales cu o șopârliță de frunzar pe care o să o eliberez cel mai sigur undeva martie-aprilie, pentru că atunci e perioada în care ea se înmulțește și e păcat. Dar asta că supraviețuiește până atunci, sper să supraviețuiască, pentru că am văzut că e foarte încăpățânată și ceea ce mă încântă maxim de tot când o văd așa. Mai multe detalii dacă vreți, o să mai încerc să mai postez ceva poze cu ea. Greu să o și filmez și să și vorbesc în același timp sau nu știu încă. O să găsesc o modalitate prin care să vă postez mai des sau o să vă țin la curent.